De la începutul pandemiei, în județul Sălaj au fost înregistrate 285 de cazuri de COVID-19. Potrivit datelor transmise miercuri 19 august de către Prefectura Sălaj, dintre acestea 9 au fost confirmate în ultimele 24 de ore. 193 de pacienți, reprezentând mai mult de două treimi din totalul bolnavilor, au fost declarați vindecați, iar 19 au decedat, astfel că în prezent în spitalele din Șimleu, Silvanie și Zaleu sunt internate 73 de persoane. Dintre acestea, 60 prezintă forme medii ale bolii, 11 forme ușoare, iar două sunt în stare gravă la terapie intensivă. În carantină la domiciliu sunt 331 de sălăjeni. Având în vedere evoluția cazurilor de COVID-19, Prefectura Sălarj solicită cetățenilor precauție, evitarea creării de aglomerații și a deplasărilor inutile, igienizarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor, purtarea mijloacelor de protecție individuală, măsuri care sunt necesare pentru a proteja sănătatea tuturor. Purtarea corectă a măștilor de protecție trebuie să devină prioritară, mai spun autoritățile. La linia telefonică Telverde 0800 800 165, cetățenii pot sesiza cazurile de încălcare a normelor de protecție sanitară. La nivel național, bilanțul total al persoanelor confirmate cu noul coronavirus a ajuns miercuri la 73.617 cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.409 de noi îmbolnăviri din 24.307 teste efectuate. În același timp sunt înregistrate 3.106 de decese, din care 32 în ultimele 24 de ore. Numărul pacienților internați la terapie intensivă a ajuns la 480.